Bună seara și bine ați venit! Casa de Cultură a Studenților găzduiește din nou formația Klezmer Mazel Tov a Comunității Evreilor din Cluj, formație care vă invită la o petrecere la comunitate. Așadar, klezmerii vor cânta și elevii de la Liceul de Coreografie și Artă Dramatică Octavian Stroia vor dansa. Iar dumneavoastră, cei din sală, urmărindu-le evoluția, sperăm să fiți cuprinși de voia bună emanată de pe scenă. Deschiderea programului le revine klezmerilor, ce vor interpreta o suită instrumentală de piese klezmer, al căror ritm din ce în ce mai accelerat ne va introduce în atmosfera de petrecere. Urmează apoi un cântec care vorbește despre drumul lung, început din locuri întunecate, dar la capătul căruia se află minunata țară binecuvântată, născută și înflorită din stele și nisip. Și dansul plin de voiciune ce se dezlănțuie, reflectând deopotrivă bucuria atingerii acestui capăt de drum, ca și cea a petrecerii ce urmează să se încingă. Suită instrumentală, două cântece, dans supărat, dansul lui Schmelner, cântecul în idiș e întuneric pe stradă și hora Medura.
Dacă e bal, bal să fie. Valsul interpretat doar de instrumentele muzicale este urmat de povestea primului vals al tinerei sosită la primul ei bal, vals care a legat-o pentru toată viața de partenerul cu care s-a avântat în pași de dans și pentru care ea a rămas regina balului și a lui. După o astfel de poveste urmează firesc un dans de nuntă, o binecuvântare și mare bucurie. Shabbos vals instrumental, cântecul Yiddish primul vals, suita instrumentală dansul de nuntă, melodie de binecuvântare și veselie. Thank you.
Credeți că poate lipsi cineva de la o petrecere evreiască? De obicei, nici rabinul nu poate lipsi și chiar dacă în momentul de față nu este prezent în carne și oase, din cântec aflăm cum petrece el, antrenând enoriașii să-l urmeze și dacă rabinul dansează și clezmării se pun în mișcare, iar apoi clarinetul se dezlănțuie în ritm nebun. Potpuriu de cântece idiș despre rabin. Rabbi Elimelech, liniște, dacă rabinul dansează, dansul klezmerilor, solo clarinetului, klezmer și dans hasidic. Thank you.
Noroc. Și ca răspuns se exprimă dorința de a primi urări de noroc și fericire și rămânând în acest registru nostalgic, ascultăm evocarea imaginii mamei în interpretarea instrumentelor klezmerilor. Cântecele idiș De unde să iau noroc, Urează-mi fericire și piesa instrumentală Măicuță.
concertul Mother Death continuă în ritm de tango. Se subliniază frumusețea și drăgălășenia de neegalat a tinerei evreice. Apoi, suita instrumentală Klezmer face trecerea spre două cântece de dragoste, urmate de altă piesă instrumentală alertă, care precede hora de final, plină de vioiciune, debordând de bucurie și de elan tineresc. Cântecul Yiddish Frumoasa mea evreică, suita instrumentală Bolter Bulgar, cântece Yiddish de dragoste Pentru mine ești frumos și Yosel Mor de dragul tău, piesa instrumentală Koloi Meche și hora finală Aducem pacea și să ne bucurăm. Thank you.
Oh,
de la comunitate a luat sfârșit. Sperăm că am reușit așa cum ne-am propus să vă bucurăm ochii, urechile, mintea și sufletul și să plecați plin de energie de aici. A cântat pentru dumneavoastră formația Klezmer Mazel Tov, mai precis Vasile Socea cu vioara, divizorul formației. Sulamita Socea, solistă și cu tobita și tamburina. Daniel Simon, clarinet. Tudor Baba, saxofon. Dorel Rovian, acordeon. Cristian Goia, contrabas. Și Antonella Filip, percuție. Au dansat elevii Liceului de Coreografie și Arte Dramatică Octavian Stroia, instruiți de profesoarele Rodica Istrate și Corina Marc. Gisa Vanessa Bota Daniel. Aron Andreea, Boanda Mara, Călin Andra, Chiorian Georgia, Țegheni Mădălina, Cuibusoana, Dan Cora, Fer, Mădălina Gruia, Cristina Capros Renata, Măruța Chira, Mititelu Andreea, Moraru Loredana, Budura Cristina, Popescu Andra, Sarca Alexandra, Socaciu Alexandra, Tarzis Bianca, Torsin Simina și Vermeșan Daria. S-au străduit să instruiască copiii care au fost într-adevăr la înălțime și sper că v-au bucurat și prezența lor. Mulțumim de asemenea conducerii Casei de Cultură care ne-a pus la dispoziție sala și scena și sonorizarea. Mulțumim comunității evreilor prin reprezentat aici prin președintele dumneaei care ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare, sperăm, la diverse evenimente cu care noi vrem să ieșim în public, să reprezentăm această comunitate și să bucurăm lumea. Mulțumim încă o dată tuturor. Mulțumim și Centrului Județean pentru promovarea și conservarea tradiției populare, a culturii populare, care de asemenea ne-a sprijinit în realizarea acestui eveniment. Vă mulțumim și televiziunii, că avem și reprezentanțele televiziunii aici. Mulțumim oricum tuturor celor de față și chiar dacă am omis pe cineva, în sufletul nostru tot știm cine au fost cei care ne-au sprijinit și le mulțumim încă o dată. Și vă mulțumim vouă pentru prezență și vă așteptăm la următoarele evenimente ale comunității evreilor. Vă mulțumim! Și am să felicit și membrii formației care au făcut acest efort de a veni și de a vă bucura. Vă dorim o seară plăcută, plină de vioiciune și de încântare, după care să urmeze o relaxare binecuvântată, binemeritată.